Spada este o afacere de familie în Cupa României. Alin Zbârcea a concurat la Constanța la o zi după ce sora lui, Raluca, a părăsit litoralul cu echipa feminină de spadă de la CSU Craiova. S-a legat. Eu am început de mic scriba în Craiova, fiind un centru de tradiție în spada românească. Ea, venind pe lângă concursurile mele, i-a plăcut, s-a apucat și ea. Tradiția acestui sport nu se transmite doar de la frate la soră, ci și din tată în fiu. La cei 18 ani ai săi, Andrei Cosmine Purescu a luat bronzul după ce l-a învins în finala mică pe Dorian Pârvan. Andrei este fiul antrenorului echipei de spadă fete de la Steaua și unul dintre tehnicienii lotului național, George Purescu. Tatăl meu e antrenor la lotul mare feminin și mă mai antrenează și pe mine când în când, când poate. El e antrenorul meu principal, dar n-a putut să fie acum cu mine. E o tradiție de familie și încerc să-i calc pe urme. La Steaua, Andrei se antrenează alături de vedetele spade din România, Ana Maria Brânză, Maria Udrea, Simona Pop și Simona German. Abia așteaptă să le povestească fetelor despre performanța sa de la Constanța. Mă antrenez destul de des cu fetele și merg cu ele în cantonamente, le ajut, mă ajută. Simona Pop a pierdut în finala de la individual feminin în fața Mariei Udrea, însă Cupa României a ajuns totuși în casa familiei Pop. Soțul Simonei, Adrian, a câștigat trofeul la individual masculin după ce l-a învins în finală pe Otto Tardi. Adversarul său a acuzat însă și unele probleme musculare. Este prima dată anul ăsta când ești mai bun, că înainte ea a fost mai bună, a fost și la europene pe locul întâi. Mă simt foarte bine, chiar mi-am dorit de mult să trag bine la un concurs, am avut o perioadă mai complicată, când nu am mers chiar cum vroiam, batrăgeam bine, batrăgeam prost și astăzi în sfârșit am reușit să leg câteva salturi și în sfârșit am mers bine. În cea de-a patra zi din Cupa României, băieții intră în lupta pe echipe.